Salut și bine v-am găsit la un nou episod din Bigfoot, sunt aici mereu nou cu pisica. Bună! Cu Remus! Salut! Și cu Dragoș! Salut! Și azi s-a făcut un update destul de interesant pe Bigfoot și anume, din ce am înțeles, au mai băgat încă o bestie. Nu știm exact cine se mai află prin pădurea asta, dar da, am zis că să invităm și pe băieți. Ei nu l-au văzut niciodată pe Bigfoot și sunt foarte curios să văd ce o să se întâmple. Da. De asemenea, nu știu exact ce se întâmplă cu seria asta, pentru că data trecută când am postat un episod cu Bigfoot, s-au strâns efectiv, cred că, peste 20.000 de like-uri. Mama. Chestia asta n-am mai văzut-o la nicio serie de pe canal, așa că vă mulțumesc foarte mult pentru toate like-urile. Și dacă vreți să continuăm această serie chiar și cu băieții și să facem, poate să prindem bestia secretă din pădure, dar să-l prindem și pe Bigfoot, nu uitați, dați acolo un like în continuare, mă, trebuie să împărțim astea ca frații. Eu am luat câte una din fiecare. Deci eu am capcană, o cărniță, da, și eu, un medkit. Cum nu ai armă? Nu am găsit. Uite, dă-te. A luat cineva două arme. Eu am luat decât una. Și eu tot una. Păi și eu tot una. Am înțeles. Gata, are. Și atunci unde e a mea? Bă, stai, da, cred că... Dar Remus, ai arma, vezi, doi. Ah, ba da, ba da. Bă, Remus, ne fraierește! Da, mă gândeam că dacă nu o iau, nu o am. Păi în spate. Luați-vă capcane, ia uite, mă, ce au furat capcanele. O să-mi iau niște cărniță. Luați-vă, mai sunt două camere aici, dacă vreți să le luați. Stai să iau drona. Bă, da, bateria pentru dronă tot nu știu de unde o iei. Uite, mă, a, nu, se, nu-i. Nu, n-am găsit baterie. Luați-o pentru rifle, unde sunt? Pe masă. Păi le-au furat pe toate, șacalii. Nu, eu am 10 din 5, te rog frumos. Eu am 5 din 10, te rog frumos. 5 din 0. Nu, 5 din 0 și eu. E din 0? Bă, cine a... Bă, au furat ăștia de-a gloanțe. Fă să nu fie, mă, tracking. Mă pun pe tracking, am 10 din 0, deci 10 gloanțe am. Asta e, ce să fac dacă ați furat? Da. Bă, mergem să mai facem rost de gloanțe dacă... Păi da. Bă, și luați-vă capcanele. Și fiți atenți, o strategie destul de bună, cred, e să punem capcanele undeva pe aici. Ziceți că ar fi o idee bună? Da, da. Uite, eu am să pun aici, dar să nu călcați pe ele, că muriți. Mm-hmm. Da, da, adică nu muriți, dar vă luați foarte mult damage. Eu pun una aici. Deci dacă reușim să strângem la episodul ăsta peste 10.000 de like-uri, vă promit eu că o să continuăm această serie cu băieții și da. cu fetele. Care fete, mă? Opa! Nu știu ce trebuie. Bă, dar de unde mi-au, mă? Bă, ați furat, mă, toți boschetii. Bă, vreau și boschete. A, uite, am găsit eu aici. Aha. Am găsit, haha. Trei boscheți am luat din start. Se pune și carne pe asta. Păi le pun, le pun. Nu mai știu care e capcana mea, da? Gata, mi-am pus fix pe capcana mea personală. Bă, dacă aveți nevoie de boschete, vă aduc eu boschete. Vreți boschete? Da, da. Hai că... Unde ești? Eu am deja boschete. Sunt aici, dar nu... Aveți grijă la capcane. Stai să văd. Păi nu, că pot să spun boschete pe capcana ta dacă nu ți-ai pus. Am, Max. Am, e... Nu te băga. Nu. Camere bag. Nu punem. Ba da, hai să punem unde avem... Să vadă pe cameră. Da, pe... exact. Dacă vine aici, să știm. Deci o să punem... Bă, unde sunt camerele? A, uite aici. Așa. Te pun eu una aici. Ok. Da, pune Remus acolo, o că-i bine. O pun în capăt atunci. Eu îmi păstrez una. Stai așa, ca să nu vorbesc. Da, pune-te una în cap. Am pus una în cap. Ai, n-am cameră. Eu n-am cameră. Ok, ok. 0 din 8. Hai să mergem spre zona din față. Pentru că acolo este... Cum îi zice? Acolo este swampul. Și este o casă unde s-ar putea să mai găsim niște gloanțe. Stai să-i așteptăm și pe băieți, Max. Păi eu aștept, hai, aștept. Eu îi aștept, dar... Hiking nu ne așteaptă. Nu ne așteaptă, s-ar putea să avem probleme dacă e. Să sperăm că nu. Lumină mai multă când suntem toți. Eu sunt curios ce o să se întâmple când o să vină, pentru că când eram doi, ne ataca pe amândoi. Dar când sunt patru, s-ar putea să răpească pe cineva. Asta sunt eu foarte curios. Dacă o să răpească pe cineva. Aș vrea să mă răpească, să văd unde mă duce. Păi cred că te duce în bărlogul lui. Uite un raton. Hai că a început și ploaia, dacă e. Un scuns. Așa, tot înainte. Pe aici avem apă. Și mai luați-vă boscheți sau dacă găsiți pe jos sticuri. Asta ne-ar ajuta foarte mult, sticuri, pentru să că... Să facem foc. Da, exact. Avem nevoie să facem un foc în caz că, dacă vă uitați acolo jos, o să vedeți temperatura corpului. 36,6. Da. Și eu. Da. Și trebuie să te mai încălzești așa, oarecum. Eu acum când intrăm în apa asta, s-ar putea să fie... de fapt, nu, văd că e ok tot atât.
Da, vedeți, aveți grijă să nu vă tragă sub apă. Da, da, da. Asta nu știam. Să nu te tragă sub apă. Eu sar. Se vede tot așa, verzui. Da, 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 suntem în swamp. Aici am mâncat Bigfoot fasolei. Da. Ăsta e WC-ul. Ăsta e WC-ul lui Bigfoot aici. Deci îmi pare rău, băieți, dacă e să... Da. Dar uitați-vă după o casă. Bă! L-am auzit. Oh, a călcat în capcană. Uite-l! E la camera 4. Tocmai a călcat într-o capcană. Fuge, da. E Bigfoot original, nu e chestia nouă ce-au băgat-o. Ok, aveți grijă că... S-ar putea să fie chestia nouă pe aici, prin apă. Da, poate e gen... Mlăștinosul. Mlăștinosul să fie? Nu știu, a zis că a băgat ceva, o bestie nouă, dar nu știm exact ce. Și mi-e frică. Și mie. Bă, ce-au făcut, m-au scos? Ah, nu, uite, acolo e casa. Apropo, nu te poți ascunde absolut nicăieri de el. Dacă e să vină, vine peste tine, oriunde-i fi. Mamă. Am făcut test. Deci am făcut test. N-ai unde să te ascunzi de el. N-ai vision camera pentru cine are nevoie. Hai că iau eu first aid kit-ul ăsta în caz că moare cineva. Și okay. Nu prea avem gloanțe, din păcate. Gloanțe n-avem. Bă, da, vezi că el s-a dus direct pe trap. El nu se ducea când ne jucăm noi. Nu, el venea pe noi. Baterii pentru night vision camera. Dacă vrei, folosește-te de night vision camera, dar nu e foarte bună, sincer să fiu. Am luat-o eu. Da, uite, apasă pe night vision camera și să pui la ochi. Și aia, nu prea mi se pare că e bună, sincer. Depărtare, parcă se vede ceva mai ok. Vreți să mergem la bârlogul lui? Da. Hai da? La bârlogul lui. Da, e un drum un piculeț mai ciudățel, o să trebuiască să ocolim puțin, dar veniți după mine dacă... Uh-huh. Sper să nu vină să ne atace, asta e problema. Am deschis șunflă. Uite și în spate. Uite și în spate, uite peste tot dacă e și... oricum, nu uitați să apăsați și voi acolo butonașul de like. Dacă nu l-ați apăsat încă, dacă vreți să susțineți această serie și dacă vreți să mai continuăm în această formulă, bineînțeles. Da. Pentru că mi se pare mai interesant în 4. Am auzit ceva. Ursu! Nu, mamă! Am tras un urs cu tracking din greșeală. Și eu. Vezi că e lup? E urs. Nu, că m-am mai auzit ceva. N-am auzit. Eu oricum am 5 gloanțe normale, deci... Frate, a venit direct pe mine omul, n-a avut nicio treabă. Nu omul, dar ursul. Dar el vine numai pe tine, urs. Da, am pățit asta că am făcut un live. Opa. Aulu. Am tras în greșeală. Am făcut un live și hop pe mine direct. Adică n-a avut nicio treabă. E furios, e mânios. E mânios. Bă, ce e aici? Ce? Un hamac rupt. E, da. Și atât. M-am Uite. Ce e aici? O casa, un de ăsta, un camp. Un camp, turist camp. Turist camp. Stați așa să vă... Trap. Ai găsit trap? Bravo. Vezi gloanțe, uite, rifle. Mamă, bullets, uite aici. Am găsit niște bullets. Mă pun pe crouch. Med kit. Da, ok, am găsit. Dacă aș avea un stick, aș putea să fac foc aici. Night vision camera aici. Ai stick? Am dat drumul la radio. Uite, trep. Închide radio, că poate atragem atenția. Ai dreptate. Ai, mă, aveți stick-uri care vreau să facem foc aici? Nu. Na. E aici un trep și nu pot să-l iau. Am găsit eu. Lasă. Mai e unul aici. Ia, să nu calci pe foc. Nu calc, eu sunt mai departe, dar nu pot să iau. Nu știu ce gine aici, că nu-mi zice numele. Poate cineva să ia trepul ăsta de aici, că nu stai. Pot. Stai, e un trep aici? Da. Ia, lasă-mă pe mine să văd. Nu, te pui jos. Nu, pe... Nu poți. Pe alt, pe alt. Gata, l-am luat. Bravo. Ar fi bine să punem pe aici o cameră? Hai să pun un capcană și punem și o cameră, bine? Deci pun o capcană exact aici, vedeți să nu călcați pe ea. Ok, și camera? Pun cărniță și camera pun eu exact lângă, adică, nu știu, undeva lângă capcană, că în caz că trece pe aici, să-l și vedem. Oriunde vrei aici. Tu, oriunde crezi tu că e mai bine. Q, camera, gata. Perfect. Gata, o avem. Să nu cazi pe capcană și hai să mergem, mai am eu câteva dacă e. Hai să mergem tot așa. Vedeți că pe hartos... Nu, s-a schimbat ziua. Vedeți că pe hartos o să vă apară un punct roșu din cauza că am tras cu tracking în ursul ăla. Ah, da. Dacă ar fi fost... Dar nu cred. Ba da. Ursul ăla pe acolo era? Da, e ursul, da. Cred. La adică... apare lângă casă. Păi da, lângă casă. Da. Păi nu, lângă casa noastră și ursul pe acolo da, era. Da, lângă casa noastră. Nu lângă casa noastră? L-am auzit pe Bigfoot. Unde să-l auzi? Am auzit urlând. Și eu s-a auzit ceva și eu. Eu n-am auzit. Parcă a lovit așa într-un copac, a dat ceva într-un copac. Pe bune? Da. Nu știu ce s-a auzit. Eu n-am auzit nimic de genul.
Hai să mergem spre burlogul lui, să vedem ce are acolo. Să nu fie acasă la el. Da, Max, uite, uite, vin încă. Ce-ai găsit? Vin aici. Bravo. Avem un hunting tower. Ia să vedem. Da, dar nu știu dacă găsim, ia. Blonțe! Două de astea de rifle! Luați-vă voi, care n-aveți. Păi, eu l-am găsit. Da, eu am. Care n-aveți, le luați. Și mergem mai departe, hai să vedem. Băi, nebunie, mă, cu update-urile astea, ce lansează update-uri băiatul ăsta care... Voi știți că jocul ăsta e făcut de doi băieți la facultate? Da, nu foarte știu. Tare. Aveți grijă că picați aici. Da. Da, și lucrează la joc în timpul lor liber. Și tocmai de asta nu prea apucă să lanseze update-uri atât de rapid, știi? Și na, ăștia din comunitate se cam oftică că nu lansați update-urile rapid și nu știu. Nu, eu înțeleg. Dar sunt doar doi oameni, adică te gândești că un joc de calibru ăsta... Da, și mai sunt și studenți, îți dai seama că au facultate, au nebunii ce au de făcut, examene. Da, de minune. Da, chiar sunt multe jocuri care au încercat să facă chestia asta, am mai jucat un joc omul capră, de exemplu, și nu era, nici nu se putea compara, adică ăsta e cu mult peste. Acum noi o să trebuiască să mergem, dacă mai țin eu minte, că nici eu nu mai știu exact, dar știu că pe aici era drumușorul, pe undeva. Hai să vedem. În caz că nu găsim asta. Și se poate să dăm de... L-am zis că oricum ai harta aia, ți-o pot da eu, cu toate locațiile. Păi mai bine te uiți tu, că eu nu pot să mă uit. Păi da, mă uit eu mă uit. Mă interesa unde e... Dar să rămâne cineva cu mine. Nu, că... băi, vină pe mine, că s-ar putea să-l găsim oricum, de asta zic, știi? Ok, am înțeles. Fiți atenți, am să pun o cameră exact în fața intrării la... Burlog. Cred că am auzit ceva. Da, am auzit și eu. Da, s-a auzit. Un lup. Vedeți că lupii sar pe tine și te mușcă, deci mare grijă. Uitați-vă pe aici dacă e vreo deschizătură în munte. Mm-hmm. Uite aici e. Sus? Nu, e deja, am găsit-o. Bă, s-a auzit o cameră. N-am auzit. Ba da, s-a prins în capcană. Camera 1 s-a prins în capcană. Da, îl văd. L-ați văzut? Da. Ok, deci nu e aici. Suntem bine momentan. Perfect. Da. Muncă. Nu, s-au auzit sunete ciudate din... Uite, e un om aici. E un om, Jack Merton. Vrei să zici că a fost? A fost. Adevărat. La cum arată, uite, nu prea mai e. Uite o capcană. Nice. O iau eu? Da, iau tu, că ți-e ți-am țată. Hai să vedem dacă mai am cărniță. O cameră pe aici lăsăm? Da, fii atent, că nu, am impresia că nu știa că pot să pun camera exact la el în... Stai. Ba, văd că merge. Nu merge, că îți face animație și ți-o dă înapoi. Și zice can't install here. Trebuie aici, pe pământ. Lasă uite că aici, am pus-o eu pe pământ și punem trap-ul exact la intrare, știi? Că în caz că se duce. Gata, am băgat harta. Gata, vedeți că am pus-o exact aici, să nu călcați pe ea, da? Pun eu carne? A, nu, că am pus deja, am pus. Am pus harta. Ok. Dacă e să vă încurcați. Ba, acum, știi care e faza cu... De când i-au făcut update-ul, Înainte de update, puteai să refolosești trap-urile la infinit, adică călca într-un trap și gata era. Bă, cine a tras? Am tras eu din greșeală. Bă, s-aude ceva! Din dreapta. Da, și am auzit. Pare că să fie foarte aproape. Da. S-a auzit? Da. Haideți după mine. Aș putea să-mi iau night vision camera. Nu știu că te ajută foarte mult, adică nu știu, am încercat să folosesc. Ba, da. Era ceva cu thermal vision dacă aveai. Da, ăla, da. Deci vreau să zic că acum se strică trap-urile. De când calcă pe ele, se strică. Nu le mai poți folosi eu a doua oară. Păi da, și îmi dă și mie mai mult. Da, s-ar fi o idee, dar vezi că nu-ți dă. Ia, ce uite, mai e ceva și aici. Hang. Uite, drone battery! Drona. Lansăm drona? Da. Stai așa. Hai. Vreau să nu vină Bigfoot. Păi nu, că ne uităm noi. Îți ținem noi. Ne uităm noi. Păi stai, am... Ia uite cum stă. Bă, s-a auzit iarăși. Oh, s-a auzit o cameră. Mamă, e la camera 1. Ce face? Nu înțeleg. A, s-a prins iarăși într-o capcană. Doamne, dar ne-am luat toate capcanele. Bă, frate, dar ce mai avem de pus pe jos? Pă bune, chiar să ducem toate... Cred că e foame. Surprinzător, este foame. Da, și de ce să mânce. Drone. Da. Cum o ridic?
Nu ne-am mai jucat de ceva timp și e foame. Nu s-a făcut zi. Stai. Oh, am, merge, 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 merge. Drone up space bar. Bă, moare. Space bar și shift. Mamă, ce mi-a căzut drona pe jos. Am văzut. Ne putem uita pe ea. Da, 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 ne putem. Cineva să nu se uită. Eu controlez. Eu controlez, dar merge foarte, foarte ciudat. Sunt curios, poți să-l ademenești cumva sau nu știu, să te duci după el și să vină după el. Max, o ridici în sus pe space. Și pe shift-ul ăla și în jos. Și pe shift-ul ăla și în jos. Ce tare, uite. Voi vedeți drona unde e? Da, 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 da. Bine, uităm pe cameră. Mă uit pe... Și poți să-l vezi așa. Da, am lăsat-o acolo, am lăsat-o acolo. Nu, se duce în jos, pică. A picat. În jos, da, pică lângă apă. Păi hai să o luăm dacă... Hai să ne tocem acasă să vedem ce face. Hai. Hai să luăm drona. Bă, nu știu cât de eficientă e drona, sincer, pentru că are bateria, ai văzut că e destul de rară. Da, dar dacă, nu știu, totuși ai... Între să coborăm pe aici să ne rămpem picioarele. Îl prinzi în vizor, e foarte tare. Asta da, că îți dai seama un piculeț mai ușor unde ești și să știi ce ai de făcut, da? Sau în cazul în care, nu știu, auzi ceva, poți să ridici repede drona și să vezi ce parte e. Da, e și asta o idee. Hai să mergem să luăm drona și să ne întoarcem spre bază momentan. Și să vedem ce a făcut acolo, pentru că a stricat capcanele alea, ați văzut și voi. Da, 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 da. Cred și... Bă, cred că vreo 3, sincer, așa mi s-a părut, sau poate 2. S-a înclarat pe toate, că ați am pus 3. Da. Dar chiar așa de fomist. Adică, da. Pe bune. Acum să se duce la bârlogul și mai mâncă și de acolo. Da. Păi să se ducă că i-am pus capcana acolo. Da, unde mi s-a dus? Ah, uite aici. Hai să, e bine măcar că mi-o marchează pe harta, ca să știu și eu unde. Da. Mergem și luăm drona, rapid, rapid. Hai, vină drona încoace. Gata. Mi s-a pus pe spate drona? Da, da. Ok. Bun, și acum ne întoarcem acasă. Să sperăm că nu o să vină să ne atace cineva pe aici prin apă. Da. Asta ar fi o mare problemă. Păi nu știu, mi-o obosesc foarte repede, mi-o obosește caracterul. Și eu. Parcă nu oboseam așa repede înainte de update-ul ăsta. Nu știu, mi se pare că obosesc mult prea repede și mai ales că dacă mergi prin apă. Da, cred că obosești mult mai repede în apă. Da, asta zic. E mult mai... Am o... Mamă, ce m-am speriat! Dă-i! Mamă, ce m-am speriat! Mamă! Bine, 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 bine! Da-ți-i, 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 da-ți-i! Ce să-i dai, că vine după mine, gata, m-a pus jos. Dă-i! Dă-i! Îi dau cu cuțitul eu. Nu mai am trap! Da-ți-i, 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 da-ți-i la cap! Bă, vine după mine acum! Auleu, auleu, da-ți-i! Auleu! M-a dat pe jos, m-a auleu, pe îmi dă cu palma! Mamă, ce mi-a făcut? Mamă, te-a zburat! Sunt pe jos! Unde e? Stai că fuge! La alergăm! Dați cu... Bă, voi vedeți că suntem mult mai eficienți în 4? Uitați-vă câtă viață i-am luat! Știu, știu, știu! Bă, îl dăm jos repede! Da, am dat vreo... O grâmă, m-am panicat! Wow, bă, deci... Okay. Eu m-am... Uite, dați-i... Bă, deci eu m-am panicat! Deci când a țipat pisica... Să vă uitați pe video, mi-a zburat ținta! Deci uite așa facea caracterul! Bă, deci m-am speriat de țipătul lui pisica eu mai mult! Mai am două gloanțe, ce fac? Nu mai trage, lasă-l în pace. Și gloanțele unde mai prind? Oricum a luat-o la fugă. Păi trebuie să căutăm, alte pentru locații. Că... Vezi că noi am explorat abia o mică parte de sus, partea de sus a hărții, și acum mai avem o grămadă de partea de jos a hărții. Dacă apeși pe mă, se vezi... Se duce la burlog. Da, se duce la burlog. Lasă-l să duc la burlog, care are o capcană acolo. Are o mare capcană acolo, dacă e vorba de așa. Da. Oare crezi că se duce la burlog? Când s-a dus la Remus să-l ia, eu m-am dus în spatele lui și am dat cuțitul. Pe cameră, pardon. Care ca... E destul de eficient cuțitul. Camera așa. E... Camera așa se mă uit, dar nu-l văd. Nu a venit, probabil. Da. Da, nu știu unde. Poate vine el. Îl vezi că stă acolo, uite-te pe artă, că avem tracking pe el, dar... Nu mă mai duc, că nu mai am gloanțe. Mamă, dar mi-a stat inima în loc. M-au zis că... Te-am descurcat bine, oricum. Da. Mă, s-au dus sunete ciudate. Poate vine bestia aia acum. Nasol că nu avem gloanță. S-ar putea să vină bestia aia acum, nu știu ce să zic. Da, episodul ăsta cred că o să-l încheiem aici. Dacă v-a plăcut, dacă vreți să mai continuăm, să vedem ce se va întâmpla, nu uitați să apăsați acolo butonașul de like. Și da...
Ne auzim, bineînțeles, data viitoare. Pa, pa! Pa! Pa, pa!